Bine v-am găsit! PSD ne anunță că toată cursa electorală a lui Piedone este dinamitată definitiv, a fost un citat într-un comunicat al partidului. Piedone e făcut retrograd și misogin pentru că ar fi spus că o femeie nu e potrivită pentru primăria capitalei. Pe surse, Spot Media scrie astăzi că Gabriela Firea ar fi, de fapt, foarte furioasă că nu s-a retras Piedone din cursă, că Marcel Ciolacu n-ar fi făcut cât ar fi trebuit să-l convingă să renunțe la această cursă electorală. De fapt, Firea îl suspectează pe Ciolacu de faptul că nu a vrut să o ajute să câștige. Gabriela Firea își pregătește așadar săgețile împotriva lui Marcel Ciolacu. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla după data de 9 iunie. Tot pe surse, aflăm și ce ar fi cerut Piedone de la PSD. Loc pe lista la europarlamentare pentru fiica sa, Ana Maria. Un post de viceprimar. Cel puțin 10 locuri eligibile pe listele PSD-ului pentru parlamentarele din această toamnă. Piedone a fost trimis la plimbare, Firea s-a enervat. Discutăm despre acest scandal în minutele următoare. Tot acum vom discuta și despre cele câteva zeci de mii de bucureșteni care se spală la Ligian în aceste zile, în plină campanie electorală, și e interesant că mulți dintre ei cred că sistarea apei calde în aceste sute de blocuri din București ar fi de fapt un instrument de șantaj electoral. Ce adevăr și ce conspirație încercăm să vedem la această oră. Discutăm și despre grevele angajaților din Parlament și Guvern. Ele se întâmplă acum. Angajații celor mai reprezentative instituții din statul român cer salarii mai mari și ei sunt trimiși la plimbare de câteva zile, dar parcă nu se lasă. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. În studio alături de mine este domnul Victor Ilie, este deputat al USR. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc pentru prezență. Ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul Cosmin Dorobanțu, unul dintre cei mai vocali lideri de sindicat, reprezintă sindicatele din penitenciare. Domnule Dorobanțu, vă mulțumesc, înțeleg că și la dumneavoastră sunt niște nemulțumiri. Și la noi se aprinde focul protestului. Așteptăm să treacă 9 iunie și vrem să avem niște discuții cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. Deci îl lăsați să se ocupe de campanie, totuși... Da, pentru că de prima promisiune și-a onorat-o. Bun. Mare o parte. Dar discutăm în timpul emisiunii ce vom face cu domnul Marcel Ciolacu după 9 iunie. Dați-mi voie să-l salut pe domnul Marius Humenicu de la Partidul Social Democrat. Bună ziua, domnule Humenicu, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Humenicu, ne-a luat prin surprindere comunicatul Partidului Social Democrat de astăzi. PSD anunță nici mai mult, nici mai puțin decât, citez, dinamitarea definitivă a cursei electorale a lui Piedone. Vom vedea pe larg acest comunicat, se vorbește acolo despre misoginismul lui Piedone, despre atacurile lansate de Piedone la adresa femeilor. Înțelegem că doamna Firea ar fi supărată pentru că Piedone a spus că o femeie n-ar trebui să ajungă primar general al capitalei. Dar de aici până la dinamitarea definitivă mai știți și altceva și nu ne spuneți? Nu putem să vă spunem. Ca de fiecare dată, să știți, atunci când știm că am avut o colaborare foarte bună cu domnul Piedone și numai cu partidul pe care îl reprezintă dânsul, am spus de fiecare dată că, așa cum noi l-am ajutat și l-am susținut pe domnul Piedone și numai pe dânsul în anumite și pe situații, același lucru fiul domniei sale, îmi cer scuze. Fiul domniei sale, în care este deputat de Suceava. L-ați sprijinit și în Consiliu, Democrat. Când Piedone dădea tunuri acolo, consilierii PSD de la primăria sectorului 5, n-am văzut să se opună. Fiu său cu 99 de secunde vorbite în Parlament. Da, mă rog. Asta cu, să știți că asta cu tunurile, atunci când ai o hotărâre de Consiliu Local și dacă am îndeplinit toate condițiile din punct de vedere legal, pentru că semnează o direcție juridică pe toate actele pe care le votează Consiliul Local, atunci cu siguranță sunt legale. Da, dar vorbim de oportunitate, absolut, nu de legalitate, da, că aveți dreptate aici. În fine, de la ce v-ați luat totuși? De ce ne anunțați că e dinamitată definitiv cursa lui Piedone dacă lucrurile au fost atât de trandafirii între dumneavoastră și domnul Piedone până acum? Nu putem spune că dacă e dinamitată, știți că odată ce... Ba da, asta ce... ați spus într-un comunicat. Hai ajut... să vedem și noi comunicatul ăsta ca să înțelegem. Aș citi comunicatul partidului? Nu l-am citit, am ieșit din birou permanent, am avut ședință în birou permanent și nu l-am... Păi și asta e interesant. Cine a scris comunicatul, dacă domnul Ciolacu știe... Ce s-a scris în acest comunicat? Poate e doamna Firea care vrea să ia gâtul domnului Ciolacu după alegeri. Nu știm, sunt multe povești acolo. Haideți să vedem comunicatul. Citez, stilul agresiv.
de campanie electorală pentru primăria capitale a lui Cristian Popescu Piedone, cu avalanșă de jigniri și atacuri personale împotriva contracandidaților, a provocat un scandal care dinamitează definitiv cursa. Mai scriu, sunt și alte lucruri, dar v-am citat asta cu dinamitarea. Să știți că atunci când vorbim de egalitate de șanse și de faptul că vrem doamne politică și care este o melodie a unei tinere în care spune vrem femei în Parlament, da, cu siguranță de fiecare dată avem nevoie de un echilibru și credem că ar trebui să Domnul Gumenicu, după 9 iunie România, să avem o doamnă. Declarații misogine ale unui bărbat, politician, parlamentar, au fost atât de cutremurătoare încât să-l scoată, să-i dinamiteze cursa electorală. Când? Când s-a întâmplat lucrul acesta? Credem că mai odată ce declarația este că doar un domn este cel, doar o doamnă nu poate fi primar general al capitalei, deși știm că în 2016-2020 a fost doamna Gabriela Firea, atunci credem că această declarație este nefericită din punctul nostru de vedere. Da, în fine, e ceva ce ne scapă în toată povestea asta. Nu înțelegem de la ce s-au certat până la urmă domnule Victor Ilie, domnul Piedone cu doamna Firea, dar au apărut pe surse. Emilian Isăilă de la Spot Media scrie un editorial interesant astăzi, citând pe surse oameni din Partidul Social Democrat, care vorbesc așa cum se întâmplă, sub protecția anonimatului, pentru că oamenii nu vor să se pună rău nici cu Firea, nici cu Ciolacu. Ei spun că Firea ar fi, de fapt, supărată că domnul Ciolacu nu l-a convins pe Piedone să se retragă. Tot pe surse apare și moneda de schimb. Ce a cerut Piedone? A cerut loc pentru fiica sa la europarlamentare, 10 locuri eligibile pe listele Partidului Social Democrat la parlamentarele din această toamnă. Deci, nici Piedone nu s-a lăsat prea greu. Cum vă uitați la scandalul ăsta? E el unul real, de campanie, sau ținta e alta? În niciun caz nu are legătură cu problemele reale ale bucureștenilor. Asta este 100% sigur. Pe de altă parte, eu încă înainte ca doamna Firea să fie lansată oficial în cursa pentru primărie, eu am zis că Ciolacul nu și-o dorește pe Firea primar la municipiul București, pentru că ar însemna că ea îi amenință poziția de șef al partidului. Acum că există și zvonuri cum că legăturile între Ciolacu și Piedone sunt destul de strânse pe diferite filiere de afaceri sau nu. Asta de afaceri? Ce știți? Spuneți-ne și nouă. Nu. Sunt doar zvonuri. Nu pot să confirm. Dar cert este că supărarea doamnei Firea către Ciolacu poate să alimenteze astfel de suspiciuni. Că, de fapt, între Ciolacu și Piedone există o înțelegere și ținta principală. Și că Ciolacu n-a făcut niciodată eforturile suficiente cât să-l convingă pe Piedone să se retragă. Acum, da. Și acum și legat de această dinamitare a cursei. Dom'le, omul i-a asumat. Cine? Piedone? Piedone. Omul i-a asumat în ideile astea de tip medieval. Dom'le, eu cu clanul meu, eu cu familia mea, din tată în fiu, primăria la sector 5, mă îndoiesc că îi dinamitează șansele pentru cei care au gust de așa ceva. Pe de altă parte, mai vedem și un partid cu tot felul de lideri medievali. Și pe colegul dumneavoastră, candidatul la sectorul 5, domnul Dimitriu Piedone, l-a jignit de asemenea. L-a jurat de familie. Eu am fost de față acolo. Am participat la acea emisiune. Da? Pentru că aveam proteste, militari rezerviști, eram în uniformă și domnul Piedone a trimis toți gealații și infractorii să-l înjure pe domnul Dimitriu. Alexandru Dimitriu. Tocmai că am intrat și eu acolo în ecuație că eram în lângă domnul Dimitriu. L-am jurat de familie, l-am jurat de soție. Adică ce fel de candidat ești tu pentru primăria capitalei, pentru că te vrei primarul capitalei, te vrei cu ghilimele de rigoare stăpânul Bucureștiului, când tu îți trimiți gealații, oamenii cu atitudine de infractor să înjure contra candidatului fiului tău. Mi se pare destul de jenant. De ce fiul lui nu avea capacitatea să vină să susțină punctul de vedere? Înțelegem că 4 ani de zile a vorbit 99 de secunde în Parlamentul României. Mă întreb ce proiecte a avut el. Domnul Dimitriu ne spune că nu s-a întâlnit deloc în campanie cu fiul domnului Piedone, candidat. Păi, dacă n-are cuvintele la el, cu fiul băiatul ăla juniorul, n-are cuvintele la el. El este un spatele, este umbra tatălui său. N-are cuvintele la el. Că bun, era asta un iar noi, iar noi, doamna, de-aia a fost pe listele PSD-ului în Parlament. Haideți să vă spun, mă țineți minte înainte de începerea campaniei, când se anunța domnul Piedone că va ajunge, că vrea să fie primarul capitalei, spuneam că prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, șeful PSD, nu vrea
ca Gabriela Firea să ajungă primar pentru că îi periclitează locul de șef al PSD. Normal că nu vrea. Aici este lupta pentru putere, pentru ciolanul din PSD. E normal ca să existe, poate, înțelegere între Marcel Ciolacu și Piedone, sau dacă nu există, Marcel Ciolacu nu a apăsat piciorul pe accelerație astfel încât să-l convingă pe Piedone să renunțe la primăria capitalei, astfel încât Gabriela Firea să aibă reale șanse să câștige primăria capitalei, ceea ce nu cred. Și dacă nu era Piedone, primăria nu câștiga Gabriela Firea, pentru că Nicușor Dan este sus de tot față de Gabriela Firea și a și demonstrat că Nicușor Dan a împins-o afară pe Gabriela Firea. Nicușor Dan a făcut și multe lucruri, dacă îmi dați voie. Poftim? Nicușor Dan a făcut dacă și multe voie, Nicușor Dan a și făcut multe lucruri. Să știți că nu prea îmi place de Nicușor Dan, dar întotdeauna trebuie să alegi răul mai mic. Că așa n-ați învățat dumneavoastră de 30 ceva de ani să alegem răul mai mic. Domnul Dorobanțu, dar odată ce noi ca Partid Social Democrat, cum a și spus, ne-am ținut de cuvânt și ceea ce am spus... Și domnul Hunelnicu, haideți să vă spun ceva. Mie între Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, aș alege pe Marcel Ciolacu fără să mă uit. Pe Gabriela Firea n-aș alege deloc. Aici, dacă ar fi un război între Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, pentru poporul ăsta ar fi indicat să-l câștige Marcel Ciolacu. Nu există. Auziți, nu există niciun război. Așa, am zis dacă ar fi. Așa. Deci nu e niciun război, vă rog. Nu există niciun război între... De fiecare dată există această marotă că cine va fi primarul capitalei, că e doamna Firea sau oricine altcineva. Când era domnul Cârstoi, zicea domnul va lua partidul. Va candida la președinția... Ok, domnul Hunelnicu, război nu e, dar conflict mognit este între doamna Firea și domnul Ciolacu. Tot timpul, să știți, la noi, la Partidul Social Democrat, oricând, atunci când ești președintele de organizație... Haide, nu mă ocoliți, spuneți-mi că vă cunosc. Este un conflict mognit astfel? Ascultați-mă puțin. De fiecare dată, cu siguranță, avem 3, 4, 5 oameni care pot fi președinți. Dar în momentul de față, atunci când vorbim de primarul... Gabriela Firea se numără printre ăștia 5 care pot fi președinți? Gabriela Firea. Nu, Gabriela Firea nu e stare să câștige primăria capitalei, câștigă președinția PSD-ului. Bine, doamna Firea e supărată că partidul nu face suficient să o ajute. Poate partidul nu o vrea acolo, s-a gândit doamna Gabriela Firea, să nu se mai, să mai lupte pentru sinecuri. Să lase sinecurile deoparte. E, un okay. Vot haide, nu haide e totuși o sinecură. Ni s-a mai alăturat. Atunci da. Când a fost, putem spune de Gabriela Firea, poate, dar nu de dânsa, ci de echipa pe care a avut-o, multe lucruri. Dar nu putem vorbi nici de corupție, nici de faptul că a fost cu Samsari, nici că au fost cu cei cu... Dar de a zilele groase nu mai duce. Cu tot ce seamnă rechinii imobiliare. Cine e cu rechinul, domnul Hunelnicu? Din punctul meu de vedere, uitându-ne, domnul Nicușor Dan este. Și vă și... Nicușor Dan zice că se luptă cu rechinii. Atunci când? Dați-mi voi să vă explic și după care pot să ascult. Gata, deci în premier auzim teza Nicușor e cu rechinii. Vă rog, domnul Hunelnicu. Sigur, da. Și de ce spun acest lucru? Pentru că odată ce nu reglementezi piața și lași o piață nereglementată... Dar a reglementat-o Oprescu, dar a reglementat-o Firea. Ascultați-mă puțin, nu știm. Ne vorbim de 4 ani pe care a avut Nicușor Dan. Și nu știm unde trebuie să construim, unde avem loc în care unde avem unde putem să facem blocuri, unde putem să facem industrie. Domnul, unde putem să avem case. Pare să vă zic ceva. Eu sunt om care nu fac politică, sunt polițist și nu fac politică, nu țin nici cu PSD-ul, nici cu USR-ul, nu țin cu niciun partid. Când vă văd așa pe toți, parcă mi se face acru în cerul gurii. 1. Nu construcția de blocuri este necesară pentru București și firme noi locuri de muncă, că dacă faceți blocuri multe, o să faceți din traficul ăsta și mai mare infern. Nu, dar asta e o premieră. Domnul Ilie, dați-mi voie să-l salut și să-i mulțumesc domnului Alexandru Muraru, e deputat al Partidului Național Liberal și ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, domnule deputat, mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule deputat, haideți să aflăm și punctul dumneavoastră de vedere despre acest nou scandal între PSD și Piedone. PSD care anunță că e dinamitată campania lui Piedone. Împărtășiți punctul de vedere al celor de la PSD? Doamnă, eu cred că candidatura domnului Piedone este un circ continuu și n-a fost nimic serios de la bun început. A fost doar o încercare de a negocia locuri, liste, neamuri, pe lângă cele 56 de neamuri pe care le are la primăria sectorului 5, mai voia și europarlamentari și membri în Parlamentul României și oameni pe lista de Consiliu General și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, singurul candidat care se distinge în această campanie electorală este Sebi Burduja,
care are un plan pentru București, care vorbește aplicat, care vine să vorbească despre proiecte. Primarul catastrofă, Nicușor Dan, este ascuns, nu-l vede nimeni, nimeni niciodată. Nu vine la nicio dezbatere, nu merge în București, nu are acțiuni de campanie, nu există evenimente, nu există niciun plan, absolut niciun plan. Acest om a distrus ce se mai putea distruge din București în ultimii 4 ani. București este un oraș închis pentru investitori în momentul de față. Deci toate lucrările, marile investiții sunt în momentul de față blocate. Uitați-vă la orașe precum Iași, precum Oradea. Referiți la autostrada suspendată în Oprescu? Să le vedeți cum cresc în fiecare an, cum aduc investiții, cum atrag fonduri europene. Domnul Nicușor Dan a pierdut 600 de milioane de euro fonduri europene. Bine, și primarul Chirica de la Iași a fost foarte criticat. Și a atras și pușcăria de partea lui. Dar noi comparăm pe Nicușor Dan cu Chirica de la Iași, care are dosare penale. Haideți să fim serioși, domnule. Chestia asta cu candidatura serioasă, dacă mă lăsați pe mine să zic două vorbe. Haideți să-l auzim și pe domnul Ilie. Deci domnul Nicușor Dan a înființat USR și a fugit din USR pentru că a spus că un clan în USR a pus mâna nu asta a spus, stimate domnule. Încercați să nu faceți un pic temele. Da, nu, dar vorbim de candidaturi serioase. Avem autostradă, avem așa în istoric cu București. Pe rând, domnul Murar, mă întorc la dumneavoastră să-l auzim și pe domnul Ilie, vă rog. Avem așa în istoricul Bucureștiului promisiuni de autostrăzi suspendate de la Oprescu, da? 12 ani de zile am avut Oprescu susținut de PSD și apoi Firea. Tot haosul imobiliar din București, blocuri în parcuri, în zone verzi și așa mai departe, a fost păstorit de primari susținuți de PSD, de Firea și Oprescu. În niciun caz nu putem să vorbim de rechin imobiliari, prieteni cu Nicușor Dan. Asta este o fantezie. Și fantezie este și ce propune domnul Burduj, adică să zici că propunerile lui de tuneluri și ce mai vrea el să facă, complet fantezist, n-are nicio legătură cu realitatea. Să nu mai vorbim de sondaje, că niciun sondaj săracul nu ajunge la 20%. Noi nu știm adică ce sondaje serioasă, mai sunt. Cât de serioasă este candidatura domnului Burduja, care e de fapt doar iepurele doamnei Firea. Asta este o candidatură serioasă? Eu mă îndoiesc. Eu cred că, într-adevăr, bucureștenii își doresc un oraș modern, o capitală modernă și doar Nicușor Dan poate imediat. Să-mi părească. Domnul Humelnicu, haideți să-l auzim și pe domnul Humelnicu. Da, dacă îmi dați voi, domnul deputat, domnul Victor Ilie, puteți să ne spuneți și nouă câți bani europeni a atras domnul Nicușor Dan în acești 4 ani, fără să mai vorbim de Oprescu? Câți bani din 2 miliarde, sigur că da. Câți bani a atras? Că da. Vă spun eu, 100 de, 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de trolebuze, toate prin PNRR. Programul ăla făcut de USR pe care îl huiduia PSD-ul și nu-l înțelegea, nu-l găsea Ciolacu pe la guvern, că se plecea în hârtie. Scuzați-mă, nu a luat din PNRR. Ba da, sunt pe PNRR, stimate. Sunteți confuz. Sunt pe PNRR banii. Nu-i din PNRR. Da, bun. Mai faceți-vă temele, mai faceți-vă temele și discutăm. Cum aș putea eu să intervin, e campanie. Ne mai vedem pe stradă, nu există pe noi. Cât bani a atras, spuneți-mi o sumă, vă rog. Stați un pic, domnul Humelnicu, că am auzit eu niște sume aici, adică domnul deputat. Să te lauzi cu 100 de autobuze și 100 de tramvai în 4 ani de zile, mi se pare rușinos. Domnule, au crescut cu 40% folosirea transportului în comun de suprafață. 40%. Deci să vii primarul capitalei să te lauzi cu 100 de tramvai și 100 de autobuze, înseamnă că sunteți USR-ul la fel de rupt de realitate cum l-ați acuzat pe cel de la PNL. Nu, stați puțin. 40% vi se pare puțin creșterea folosirii transportului în comun de suprafață din București? Dar cu 100 de tramvaie și 100 de autobuze se poate Nicușor Dan? Domnule, a crescut cu 40% folosința. Avem linii dedicate pentru transportul public. Asta înseamnă un trafic mai eficient, asta înseamnă că oamenii pot să ajungă unde își doresc. Haideți să auzim și pe domnul Muraru, vă rog. Doamna Chiriac, împăratul este gol. Domnul de la USR a fost trimis aici ca să se facă de râs. Nu există niciun proiect european făcut de domnul Nicușor Dan. Orașe precum Clujul, Oradea, Iașul au absorbit miliarde de euro. Ne spune de 100 de tramvaie, doamnă. Dar contractul era semnat când a venit domnul Nicușor Dan. Prin PNRR, estimate. Deci nu l-a făcut nici măcar tramvaie nu a făcut. Hai să vedem dacă... Doamna Chiria, da. Toate orașele din România au în momentul de față achiziții de transport public modern, de mijloace de transport, de la tramvaie la autobuze electrice, și Bârladu, și Piatra Neamțu, și Mediaș, toate orașele din România. Cum un oraș de 3 milioane de locuitori
a adus 100 de tramvai cu un contract semnat înainte de a veni Nicușor Dan primar. Da, este e, până la urmă e păcat că n-avem o confruntare, pentru că sigur dumneavoastră reprezentați partide, reprezentați platforme ale unor candidați, dar și mai bine ar fi să-i vedem pe ei. Doamna Chiria. Da, domnul Dorobanțu, vă rog. Dacă mai dați, mai am o întrebare, vă rog. Da. Toată lumea vorbește tramvaie de apă caldă, dar de păi infracționalitatea, nu, de apă caldă, de infracționalitatea din București care a explodat, nu mai vorbește nimeni. Ne mor oamenii bătuți de infractori pe stradă cu parii și noi vorbim doar de apă caldă și 100 de tramvaie. Păi asta e treaba primăriei. Apa caldă, nu, domnul Predoi a zis el de drogurile, că da, de lupta cu drogurile. Numai puțin, domnul Ilie, există în momentul ăsta, când vorbim, 10 de oameni, prieteni, amici, colegi pe care îi întâlnesc pe stradă și care spun nu avem apă caldă. Numărul avariilor este mai mare decât astă iarnă, deși nu mă pricep, dar probabil se presupune că țevile sunt mai sensibile iarna decât în această perioadă. Eu nu știu despre avarii, eu știu că sunt programate lucrări în sectoarele 1, 2, 3 și 6. Deci sunt programate lucrări deci de înlocuire. Deci nu e apă pentru că erau programate lucrările? Sunt programate lucrări de înlocuire până în 23 și mai majoritatea. Și că oamenii poate spun, n-avem apă, Nicușor... Dacă e sabotat. La revedere. Eu cred că primăria trebuie să meargă mai departe și va merge mai departe chiar că avem aceste alegeri cu 3-4 luni înainte de schimbarea efectivă a mandatului. După 9 iunie, tot Nicușor va rămâne primar, indiferent ce se întâmplă la alegeri. El va câștiga alegerile. Din păcate. Până în octombrie, ce o să facă Nicușor? Să-i saboteze sau să facă lucruri pentru București? Da. Atenție, pe lângă jocurile politice, între Ciolacu, Firea, Piedone, Burduja, care e iepure. Dom'le, în realitate, tot ce contează este iepurele lui Firea, sigur că da. Și Firea? E dezamăgită de Ciolacu. Da, dacă mă puteți lăsa, e important. Deci, pe lângă jocurile astea politice, pe care nu le știu așa de bine, dar cert este că Burduja este Firea. Importante sunt nevoile bucureștenilor. Ce o să facem? Nu o să mai facem investiții în București? Nu o să mai modernizăm rețeaua de termoficare care 30 de ani n-a ridicat nimic? Promit că mă întorc la dumneavoastră. Domnul Dorobanțu, ziceați că e posibil să fie un sabotaj? Este un sabotaj. Luăm și scenariul acesta, că poate este un sabotaj astfel încât să nu existe acum în campanie electorală, că la cât de jos a coborât acum campania domnul asta Ilie electorală... Domnul Ilie a infirmat teza sabotajului, Nicușor avea lucrări programate. A coborât campania asta electorală, de atât de jos a coborât încât dă de petrol. Nu mă aștept să nu fie sabotat Nicușor. E campania asta. Mai auzim de unii care se bat, primar care a încercat să mituiască un polițist să nu vină organele de control la magazinul soției. Un primar dă cu mașina domnul alții, ăla cu oameni. Mașina, da. Ce s-a întâmplat de ce cu nu domnul acceptăm, ăla? Doamna Chiria, și scenariul că este sabotat Nicușor Dan, astfel încât să înfurie oamenii acum în campanie, când cu păi două săptămâni. Cine îl saboteze pe Nicușor Dan? Concurența, cine să-l saboteze? Adică cum? PSD și PNL, uite că au consiliile locale. Domnul Humelnicu, vă rog. Tot pentru domnul Nicușor Dan a zis că a scos din faliment Primăria Generală Capitale și nu mai are nicio datorie primăria. Poate să ne spună domnul deputat Victor Ilie care e datoria curentă și datoria în 2023 cu cât s-a închis? Am bilanțul comercial, dacă îl aveți, spuneți. Dacă nu, vă rog frumos să nu spuneți. Vă pot explica foarte simplu. Deci datoria, stați-mi voi ca să vă spun înainte să vă și ajut cu ocazia asta. Deci datoria pe bilanț comercial, datoria către a primăriei, păi, dacă i-ați adresat o întrebare... 304. Da, vă rog, domnule. Înțeleg că la partidul Comasat vreți să puneți întrebările să și răspundeți, dar ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este că una este să ai datorii scadente, una este să ai datorii scadente pe care nu le poți plăti și ăla era falimentul anume declarat, mă rog, numit așa de Gabriela Firea în 2019. A zis, suntem într-un faliment nedeclarat, nu ne putem plăti datoriile scadente. Și alta este să ai un credit pe 5 ani, pe 10 ani și așa mai departe. Acum, dacă comparăm totalul datoriilor, m-ați întrebat ceva, că nu înțelegem. Nu, haideți, spuneți-le dumneavoastră că sunteți la Partidul Unic și ne spuneți dumneavoastră întrebați. Noi suntem de la USR, Uniunea Scufundați România. Uniunea Scufundați România. Stați un pic, domnul Melnicu, că poate face domnul Nicușor Dan niște datorii, că îi le plătește domnul Matei Păun. Da, asta dacă, cu siguranță, da. Lăsând la o parte glumele și astea, haideți să vorbim un pic pe cifre. Datoria Bucureștiului s-a mutat pe termen lung, deci nu mai există riscul popririi de conturi, da, executării silite și a blocării activității primării. Deci există datorii.
Există datorii, cum să nu? Pe termen lung, suma brută a datoriilor este cu 5% mai mare decât în 2020. Dacă luăm în calcul inflația, eu cred că suntem mult pe plus cu finanțele Bucureștiului. Dar procentual, acum domnul Homedic, procentual, datoria primăriei capitale este mai mică sau mai mare decât datoria țării? În momentul de față vorbim de două datorii. Ce spune domnul Ilie, nu spune domnul deputat, dar ce să facem? Spune adevărul pe care îl vrea. E o datorie curentă care e undeva la 1 miliard, și restul de vreo 6 miliarde sunt datorii într-adevăr mai vechi. Oricât am vrea noi oricât am vrea să ținem aprinsă această flacără a dezbaterii electorale, fără o confruntare, fără o discuție între candidații înșiși, va fi foarte complicat. Sunteți plini de bune intenții, dar e frustrant. Doamna Firea a fugit și în 2020, fuge și acum. Cine? Doamna Firea? Fuge de dezbatere cu Nicușor? Da, fuge și în 2020. Fuge și acum. Deci cum să fugi? Deci Nicușor Dan vrea o dezbatere cu Gabriela Firea. Bate și o găină leșinată. Ce n-ai bani? Firea vine din presă, îl face pardaf pe Nicușor Dan la vreo dezbatere. Da, așa cum e și Ciolacu, omul vorbelor, nu al faptelor, nu? Dacă avem o cultură a dialogului și ne lăsăm să vorbim unii pe alții. Da, doamna Firea are experiența aia, aruncă cu paharul de apă în cei cu care dezbate. Sigur că da. Avem și Nicușor Dan face probleme de matematică la tablă. Dacă avem o cultură a dialogului, dacă avem o cultură a dialogului și ne lăsăm să vorbim, eu cred că Nicușor Dan are toate argumentele și faptele ca să dovedească că merită să fie noul primar. Să-l auzim și pe domnul Muraru, numai puțin, că trebuie să-l auzim și pe domnul Muraru. Domnule Muraru, mai puțin, de 2 săptămâni. Ceva. 2 săptămâni și puțin mai aveți până la campania asta. Dumneavoastră vi se pare că au primit alegătorii ceea ce informațiile pe care le meritau ca să se ducă să pună ștampila pe un candidat sau pe altul? Păi, doamna, dacă am fi avut niște dezbatere așezate și civilizate, da. Eu am văzut astăzi că acest domn de la USR a jignit în permanență dintr-un partid care a stat 8 ani în Parlament până acum, a stat 7 ani și 2 luni în opoziție și, așa cum vedeți caracterul și comportamentul acestui domn, la fel probabil că vom vedea și în continuare acest partid și pe acești domni și doamne încă 4 ani în opoziție, pentru că să vin într-o emisiune de televiziune cu contracandidați sau cu candidați, cu oameni de la celelalte partide care își spun punctul de vedere, să jignești în permanență. Ce v-am zis? Ba pe cel de la PNL, ba pe cel de la PSD, ba utilizând tot felul de formule complet deplasate. Mi se pare că toată lumea se plânge, PSD-ul se plânge că Piedone jignește, dumneavoastră vă plângeți că sunteți jigniți de USR și așa mai departe. Poate o discuție fără jigniri ar fi potrivită. Doamna. Haideți să vedem ce se întâmplă. Vă rog. Nu, care dreptate domnul Muraru acum. Păi, ați văzut această dezbatere cu argumente. Deci eu am venit cu argumente. Colegul de la PSD își punea punctul de vedere, acest domn de la USR a jignit în permanență. Da, dacă așa ei consideră că îi tratează pe bucureșteni și le pot oferi argumente în acest fel, atunci sigur că poate continua. Până la urmă este campania dumneavoastră. Aici nu mai e rolul jurnaliștilor să intervine, să sape. Trebuie să vă lăsăm, să vă auzim și telespectatorii, alegătorii să tragă concluziile așa cum vor ei. Vreau să discutăm și despre aceste greve care nu se mai opresc la Parlament, la Guvern, cele mai reprezentative instituții din statul român, sunt scena unor proteste quasi cotidien. Da, domnule Roban, succes, vreți să protestați? Da, cum bine, dumneavoastră ați mai protestat, nu e o surpriză. O surpriză pentru români e să-i vadă pe oamenii ăștia la Parlament și la Guvern protestând. S-au săturat și ei de ei. Adică ai lor, s-au săturat de șefii lor. Păi crezi că toți cei care lucrează acolo sunt numiți pe criterii politice? No. Sunt ai cuiva? Nu. No. Eu am cunoștințe din Parlament care n-au nicio treabă cu politica și au luat acolo în baza unui concurs. Dar până la urmă s-au săturat și am stat de vorbă și salariile nu sunt chiar așa de mari în Parlamente cum crede lumea. Sunt îmbuibații, senatorii, deputații care au marele gros al banilor în buzunare și mai ies de aici de la sacou, dar funcționarii din Parlamentul României nu sunt nemulțumiți de salariile pe care le au. Și de condițiile de muncă pe care le au. Dar poate că sunt oameni care se duc să lucreze la Parlament, domnule Ilie,
doar ca să fie într-un mediu, poate că au o situație financiară bună și sunt acolo ca să asigure cercul ăsta de încredere de care au nevoie demnitarii, aleșii? Da, eu sunt de acord să fie crescute salariile pentru angajații Parlamentului dacă facem o eficientizare a muncilor. Și, nu știu, prima idee care îmi trece prin cap acum este, dom'le, noi avem, știți că avem undeva cel puțin 10-20 de angajați care apasă butoanele la lifturi în Parlament. Haideți să desființăm aceste posturi care sunt complet inutile și să împărțim banii care rămân la cei care lucrează și care chiar fac treaba. Da, domnul Humeniu, adică de ce râdeți? Că există postul ăsta sau cel există mai multe posturi. Adică parlamentarii sunt, știu să se bată și am văzut imaginea. Ați dat afară liftierele când a fost la guvernare, mărturisesc că mi-a scăpat acest aspect. Demagogie ieftină, că asta mă enervează. Asta e marea economie a USR-ului. Stați un pic, domnul Humeniu, că mă enervează. Eu sunt lider sindicat și eu țin cu salariați. Asta ce ați făcut, domnule, acum, domnule deputat, este demagogie ieftină. Ați fost la guvernare, n-ați dat pe nimeni afară. Să veniți acum să dați vina pe PSD și PNL, care oricum sunt două partide care nu-mi plac. Nici de dumneavoastră nu-mi place de USR. Dar să veniți cu demagogia asta, vă m-am săturat. A fost la guvernare, n-a făcut nici pic de reformă. Nici administrativă, n-a făcut nimic. PNRR-ul nu e o reformă. Da, domnule, stați-mă cu deci PNRR-ul o implică PNRR-ul mai multe. Este cea mai mare șansă de România atrage reformă. Foarte mulți bani. Da, atragea și dacă nu era făcut de Ghina și unele chestii băgate de Ghina acolo. Dar sunt vai mama lor. Cine? Nu, doar la coordonat. În legătură directă, domnul Noni Emil Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din aparatul de lucru al Guvernului. Bună ziua, domnul Iordache, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și pentru invitație. Domnul Iordache, văd că la dumneavoastră grevele continuă. De ce v-au refuzat șefii mărire de salariu până acum? Continuă greva japoneză, nu avem mai multe greve. Deocamdată nu avem, deși mi s-a promis de săptămâna trecută că luni, adică ieri, va fi în transparență decizională un alt normativ care să prevadă o majorare salarială pentru angajați din aparatul de lucru al guvernului. Cine v-a promis? Folosiți un verb impersonal, n-ar ajuta să știm cine v-a promis. Da, domnul viceprim-ministru, domnul Marian Neacșu. Și nu a apărut în transparență decizională acest document? Nu, n-a apărut. Și credeți că nu va apărea nici poimâine? Poate a avut omul și alte treburi, poate a mai avut alte lucruri de făcut. Sau credeți că v-au mințit? Nu cred că este vorba de a fi mințit, este vorba de un gentleman agreement care, din rațiuni poate subiective sau obiective, nu a fost respectat. Nu știu, nu judec pe nimeni. Noi vedem și judecăm fapte și certitudini. Bun, pentru că ați menționat promisiunea făcută de un demnitar al PSD, domnule Humenicu, lumea se va întreba, nici măcar pentru oamenii ăștia cu care ei lucrează în mod direct, nu-și țin cuvântul, dar minte pentru alții. Să știți că noi de câte ori am fost la guvernare, toți români au zis, domnule, a venit Partidul Social Democrat la guvernare, avem o creștere economică, vrem și noi să ni se mărească salariile și pensiile, ceea ce din punct de vedere e legitim. Singurul lucru pe care noi îl spunem, trebuie să ne uităm de fiecare dată unde, datoria publică, trebuie să ne uităm la deficitul bugetar. Și la prețuri, domnule Humelnicu. Spunem, la prețuri, corect, și așa. La prețuri. De aceea am spus că trebuie să mărim. Acum, la când salariile am foarte mici, la pensiile foarte mici. La profesori. Și nu numai, și la cei din poliție și nu numai. Așa. Atunci fiecare vine și spune, domnule, acum este, sunt alegeri, vrem și noi mărit cu 30%. Tot ceea ce spun de fiecare este sustenabilitate. Da. Domnule Iordache, auziți, nu vă pasă de sustenabilitate și cereți doar pentru că sunt alegeri. Trebuie să avem bani pentru așa ceva. Am mai învățat un cuvânt, sustenabilitate, vă rog. Trebuie punctat faptul că nu se potrivește în context. La nivelul aparatului de lucru al guvernului nu a existat un sindicat până anul trecut în martie. Noi suntem un... Dar de ce? V-a interzis cineva? Înțeleg că sunteți un sindicat tânăr. Nu, da, suntem un sindicat tânăr, dar avem o forță poate mai mare decât un sindicat cu tradiție. De ce? Pe ce se bazează forța dumneavoastră? Că sunt aproape de parlamentari. De guvern? Nu. Așa? Nu. Forța este dată de nemulțumirea acumulată în timp, pentru că noi chiar am fost omiși de-a lungul vremii și au existat majorări salariale, dar nu pentru cei care până la urmă lucrează cu...
prim-ministrul României și nu vorbim doar de actualul prim-ministru. Care sunt salariile la guvern? Haideți să vorbim despre colegii dumneavoastră, cei care, pentru că sunt oameni care muncesc și muncesc serios în guvernul României, e responsabilitate mare, sunt documente cu valoare națională care ajung la Comisia Europeană, deci documente serioase. Exact. Cât câștigați acolo? De ce sunteți nemulțumiți? Păi am spus în mai multe intervenții, avem salarii și de 3.700 de lei net. Și nu vorbim de, așa cum spunea colegul din platou, de o persoană care apasă pe butoane la lift. Deci nu e un debutant. Implicată, nu, este implicată într-un departament care se ocupă de politici publice. Mm. E o importantă domnul Muraru, majoră. 3.700 de lei net, un angajat la departamentul politici publice în guvernul României. Cum vedeți asta? Doamnă, sigur, salariile reprezintă o problemă pentru multe categorii socioprofesionale, pentru că această lege a salarizării unitare va veni practic în aprilie 2025. Dar este un an electoral. Numeroase categorii socioprofesionale știu de obicei că în anii electorali să există mai multe șanse să-și revendice drepturile și să primească, să intervină modificări pe grilele salariale. S-a găsit o soluție pentru diverse categorii. Eu sper că și pentru angajații de la guvern se va găsi această soluție. Dezavuiesc cu totul acest comportament al unor colegi de-ai mei care spun că se taie frunze la câini în Parlament, în alte instituții. Eu știu că USR-ul, când a fost la guvernare, a umplut ministerele cu neamuri și cu prieteni, cum a făcut domnul Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății sau domnul Drulă la Ministerul Transportului. Care sunt, domne, rudele? Deci este o ipocrizie. Care sunt, domne, rudele lor? Păi s-au făcut anchete independente de către publicați că la un moment dat domnul Voiculescu la Ministerul Sănătății adusese 13 oameni numai în cabinet. Vă rog, rude, lăsați-l pe domnul Ilie să vorbim despre USR. Haideți să auzim și cântul. Eu cred că toate aceste categorii de angajați la stat care protestează în această perioadă, protestează dintr-un simplu motiv. Pentru că nu avem, așa cum era prevăzut în PNRR, o nouă lege a salarizării unitare. Pentru că nu avem această rediscutare a întregii salarizări în domeniul public, fiecare cere câte un pic. Și asta e stabilitatea promisă de Ciolacu și Ciucă. În fiecare săptămână alte 2-3 categorii de lucrători la stat care protestează. De ce? Pentru că sunt incompetenți, pentru că nu au vrut să facă reformele din PNRR și din cauza asta pierdem miliarde de euro din acele fonduri și ni se promite stabilitate, dar oamenii ăștia nu știu decât să-și dea la joale între ei și să-și numească Haideți să vă zic cum e colegia asta. Vă aud imediat, pentru că e important asta de vedere. Domnul Humelnicu, pe scurt. Dar nu putem să spunem ce spune reprezentantul USR-ului. E de ce? Că nu avem o lege a salarizării. Când nu, e din lumea asta. Vorbim chiar de reforme, avem... Ascultați-mă puțin. Deci când vorbim de reforme și de PNR, unul nu l-a scris domnul Ghinea. Să fie, bine, asta am înțeles, că nu l-a scris domnul Ghinea. Așa este, nu avem 507 reforme în care spune că trebuie să mări fiscalitatea. Nu există. Trebuie să eliminăm toate facilitățile pe care noi le avem. Asta trebuie să spună USR-ul. Nu există. Că au făcut în așa fel încât să putem să implementăm aceste reforme. Sunteți la putere de ceva vreme. USR-ul a plecat de ceva vreme. Oamenii care votează anul ăsta nu vor vota. Au și renegociat PNRR-ul. Ne-au spus că nu e bun. Din păcate au făcut un... Da, bun, am înțeles, domnul Dorobanțu, vă rog. Pe care noi nu l-am văzut, din păcate. Vă rog. Că e domnul Humelnicu, aici este și domnul Muraru. Noi, după alegerile din 9 iunie, vrem să discutăm cu Guvernul României, cu Coaliția de Guvernare, sindicatele din penitenciare, pentru că Guvernul României mai are o datorie pe norma de hrană de undeva la aproximativ 3-400 de lei pentru fiecare polițist de penitenciare și vrem să pentru militarii rezerviști, pentru că tot avem un război la granița țării, să se actualizeze pensiile acestora cu salariul de grad al polițiștilor activi, militarilor și polițiștilor de penitenciare. Vrem două chestiuni de la Guvernul României acum în campanie electorală.
Și o a treia componentă pe care vrem să o negociem cu Guvernul României este legea salarizării unitare. Vrem să fie discutată cu noi, cu sindicatele, să ne lase doamna... Ne-au cam ignorat Ministerul Muncii cu doamna Bucura, Oprescu, inclusiv domnul Bogdan Hosu, președintele cartelului Alfa, a dat un comunicat de presă în care atrage atenția Ministerului Muncii că negociază întâi cu Comisia Europeană și ne pune pe noi, pe reprezentanții angajaților, în fața faptului împlinit, să nu mai vină cu directive europene în plic în ceea ce privește românii, lucrătorii din România. Vrem un dialog onest, domnule Humelnic, cu domnule Muraru, cu PSD și cu PNL, pentru că sunteți la guvernare, și după aceea să ne duceți, să vă duceți la Comisia Europeană să ne reprezentați acolo interesele noastre. Nu invers. Da, mulțumesc. Dacă nu declanșăm protestele, exact în fața sediilor PSD, PNL și Guvernul României, că acolo vă doare cel mai mult. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Humelnicu, îi mulțumesc lui Alexandru Muraru, Victor Ilie de la USR, Cosmin Dorobanțu. Facem o foarte scurtă pauză. Sunt imagini absolut spectaculoase din Iran, acolo unde au loc funeraliile președintelui care a murit în urma accidentului de elicopter. Multe semne de întrebare în continuare în legătură cu circumstanțele producerii acestui accident. Tot Orientul apropiat este într-o fierbere nemai întâlnită, pentru că, după cum știți, Curtea Penală Internațională cere arestarea lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război. Agenția Reuters vorbește despre faptul că o româncă va conduce completul de judecată al lui Benjamin Netanyahu. E vorba despre Iulia Motoc. Discutăm în continuare despre toate aceste lucruri și încă o chestiune interesantă. Astăzi a avut loc o convorbire telefonică între președintele Klaus Iohannis și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, despre scutul antirachetă. România a promis, i-a promis, pentru că asta s-a întâmplat președintelui american Joe Biden, că va livra Ucrainei un sistem Patriot. Ucrainienii așteaptă cât timp vor mai dura ezitările României. Știm că ar urma să aibă loc o ședință a CSAT. N-avem data precisă. Discuție telefonică importantă astăzi între Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky. Discutăm despre toate. În câteva minute vă aștept. Ciclonul care a făcut ravagii în Europa ajunge și în România. Vor fi ploi și vijelii în jumătate de țară. Vor urma zile cu cod galben din nou. Meteorologii au emis deja avertizările de grindină, vijelii. Deja în Franța grindina a făcut ravagii, imaginile care au apărut în ultimele ore sunt impresionante. Iar de astăzi, de la ora 16 până miercuri la ora 10, va fi în vigoare acest cod de instabilitate atmosferică. E vorba despre acest ciclon care a schimbat în multe orașe din Europa clima și a provocat ceea ce vedeți acum în imagini. Discutăm despre asta de la ora 14. Vă aștept!